Ambasada Republicii Bulgaria în România și statul român au organizat astăzi un eveniment comemorativ dedicat eroilor români și bulgari, înmormântați în Cimitirul Internațional de Onoare din Comuna Constanțeană Mircea Vodă. Ceremonialul a fost prilejuit de Ziua celor adormiți în Biserica Ortodoxă Bulgară, marcată anual în sâmbăta de dinaintea sărbătorii Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Tot în această zi, în țara vecină, sunt comemorați în mod special toți cei care și-au dat viața pentru libertatea și credința poporului bulgar. După intonarea imnurilor de stat, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba de pomenire. Din sobor a făcut parte și părintele Kiril Sinev, reprezentantul Patriarhiei Bulgare la București. Смертью смерть поправ, Иисуським во гробех живот дарував. A urmat ceremonia depunerii de coroane din partea oficialităților și a altor structuri militare, ambasadorul Republicii Bulgaria în România, locțiitorul șefului de stat major din cadrul Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est și cadeții de la Universitatea Națională Militară Vasile Levski au fost cei care au depus coroanele de flori din partea oficialilor statului bulgar. Din partea statului român, coroanele au fost depuse de soldați din batalionul 345 Artilerie Tomis. Au mai adus un omagiu Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, sucursala Constanța, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Constanța, Primăria Mircea Vodă și Arhiepiscopia Tomisului. Statul bulgar și statul român, prin ambasada bulgară în România, au organizat aici, la Cimitirul Internațional de la Mircea Vodă, unde sunt îngropați eroi români, dar și bulgari, o ceremonie religios-militare de excepție. Au venit și soldați, au venit și diplomați și militari din Bulgaria și din România. O înfrățire atât de frumoasă, pentru că în Bulgaria este și zi a pomenirii eroilor și a militarilor. Și iată, am avut această înfrățire frumoasă în slujire, în punerea de coroane, în slujire în limba română și în limba bulgară, și ne bucurăm de această mare prietenie care se dorește a fi pe totdeauna. Dumnezeu să ierte și pe eroi români și pe eroi bulgari, să ne dea tuturor mult avânt în nădejdea că vom fi prieteni și va fi pace. Moite udovlătvoreni, sunt foarte bucuros și vă mulțumesc pentru că după ce a fost renovat acest cimitir în 2007, dumneavoastră și biserica aveți grijă, întrețineți acest cimitir într-o formă care este excepțională. Acesta este cimitirul în care avem cei mai mulți soldați bulgari căzuți care sunt în afara teritoriului Bulgariei. Vreau să vă mulțumesc că sunteți astăzi aici cu noi și asta e un semn care arată cât de apropiat sunt și bisericile română și bulgară, pentru că noi suntem de aceeași religie, iar prin asta se poate vedea că și dumneavoastră și noi aducem într-adevăr un omagiu a eroilor căzuți. Sper că în timp astfel de activități vor deveni obișnuință în așa fel ca în fiecare an, la 2 noiembrie, să ne întâlnim aici, în memoria eroilor. V-aș ruga să îmi permiteți să evidențiez eforturile deosebite pe care primăria din Mircea Vodă și în mod deosebit măicuțele de la această mănăstire desfășoară pentru întreținerea în condiții optime acestui obiectiv deosebit de important. Cimitirul de la Mircea Vodă cuprinde 5 monumente, dar și o capelă militară.
Din anul 2001 aici a fost înființată și o mănăstire de maici, monahiile îngrijindu-se de mormintele din incinta așezământului comemorativ. Conform evidențelor Oficiului Național Cultul Eroilor, aici sunt înhumați peste 5300 de militari români, germani, austrieci, ruși, bulgari, sârbi și polonezi, morți pe teritoriul județelor Constanța, Tulcea, Caliacra și Durostor în primul război mondial. Dintre aceștia, doar 423 sunt identificați.